tanto măsura unghiului mână, mână, egal 90 de grade. Este clar că face 90 de grade. O să vedem exact de ce se întâmplă așa. Spune-mi... Păi știm că au greșit procesul suplimentar, adică amândouă formează un de 180 de grade. Și m-aș gândi să le iau pe AOB de 90 de grade și pe OC de 90 de grade. Deci poți spune cum propui? Deci facem un unt de 180 de grade. Deci un unt de 180 de grade, adică două sunt suplimentare, nu? Suplimentare, da. Deci aici. O. Și după aia mai spune că BOC și COD sunt complementare. Din acest lucru reprezintă că într-un fel BOC ar trebui să aibă 90 de grade. Deci începem A, O, B, da? Pun așa, B pe aici. A, O, B. Apoi, după. Nu perpendicular, adică să nu împarți unghiul în două, ci nici nu e într-o situație particulară, că te păcărește. Dar că sunt suplimentare. Așa. Păi atunci spune că BOC trebuie să fie de 90 de grade. Au, BOC de unde spune? Păi spune BOC și COD sunt complementare. BOC și? Adică nu rezultă că BOC e de 90 de grade? BOC și cu cine? Cu COD? Da. Adică eu mai pun ceva și abia atunci formează 90 de grade. Ce înțelegi tu din asta? Că BOC plus COD e egal cu 90 de grade. Exact. Și OC este latura comună. OC este latura comună. Deci COD trebuie să pune aici, nu? Da. Mai întâi, ca OB și BOC sunt suplimentare. Da. Cum am deserat acum, este bine? Dacă lui BOC nu mai pun ceva, nu e bine. Nu-i bine. Adică ce trebuie să fac ca să fie bine? Trebuie să fac un mai mic de 90 de grade. Cine BOC? Să fie? BOC. Adică așa trebuie făcut. Da? Vezi? Așa trebuie făcut, că următoarea etapă spune așa. AOB și BOC, AOB și cu BOC sunt împreună, fac 180 sunt suplimentare, dar mai spune că BOC și cu COD. Sunt complementare, dar adică? Așa. O mai fac un unghi în jos, egal cu BOC. De ce să fie egal? Nu știu. A, bine, nu-i neapărat egal, facem un unghi mai... Dar cât să fac? Dacă BOC și cu ce? Că BOC e un fel de 45 de grade. De ce 45? Așa pare. Nu, 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 dar ți-am zis, figura poate să fie... Uite, eu le-au și mai mic. Fiindcă tu intri în particular, iată, BOC. Nu din desenul nostru, dar e o situație particulară. Acum, BOC și cu COD trebuie să fie complementare. Păi vom măsura unghiul BOC. Așa. Și... este de 45 de grade. Nu m-ar interesa chiar așa, la grade. Uite cum fac. Ce fac eu acum? Păi pun un ca să fac unul drept mai. Panichierul acolo, cel mai rapid. Ce? Deci fac așa, rapid. Știi un nou, de 90 de grade aici. Asta e important. Că putea să ieși mai sus și mai sus? Sigur că da, înseamnă asta, da. De ce tu vrei să măsori da. Eu să vezi, să completez. Dacă vrei cu raportorul, cu raportorul, la puneam așa. Repede aici raportorul. Da. Vedeam asta către aici. Și 90 de grade din aici. Da. Dar eu măresc viteza cu unghiul drept, echierul mă ajută mult mai rapid. Că uite ce faci tu, vrei să măsori unghiul ăsta, să vezi cât e mai bun, e diferența.
Păi ce se pierde timpul ăsta? Ai înțeles? Da. Deci nu se pierde timpul. Am acum ăsta de aici și cu ăsta la tu sunt împreună suplimentare? Da. Sunt. Dar același și cu ăsta la tu sunt complementare? Da. Cum spune problema? Sunt. Da. Deci vezi? Ăsta și cu albastru, să zic, sunt împreună, sunt suplimentare. Iar cu celălalt, cu ăsta de aici, unul cu doi, fac împreună 90 de grade. Iar doi cu trei, fac 180 de grade. Iar doi cu trei fac 90 de grade. Deci am deplinit condițiile spuse aici. Măsura lui AOD, de unde este? AOD. De aici. Aici. Da. Măsura lui AOD este doar măsura lui BOC plus 30. Așa. Este numai noi. Dar da. Nu poate să fie perfect de desert. Da. Da. Nu trebuie să ne gândim așa. Deci AOB, hai să notăm cu X. Da, ăsta este da. X. BOC cu Y. Z. Și ăsta e P. Și care ar fi relațiile de până acum pe care le-am? Păi ar fi că BOC plus COD plus BOA plus AOB egal cu 360 grade. Adică, cu alte cuvinte, X plus Y. X plus Y plus Z egal cu 360 grade. Plus P. Da? Poate un lucru, dar prima relație. Păi, acum... O altă relație. Ca o D egal cu 2 măsura lui B, o C cu literele astea. Ce stai pe gânduri? Nu știu. Adică am văzut cu X, Y și Z și putem să-mi dai... Nu păi de ce? X plus Y era 180 de grade. Nu sunt suplimentare X și Y? Ba. Păi asta ar fi următoare. X plus Y era 180 de grade. Adică tot ce am făcut în desen trebuie să punctăm. Apoi. Z plus T egal cu 180 de grade. Apoi. Y plus Z egal cu 90 de grade. Da. Z plus T, de unde ai tu că Z plus T? Z plus T fac 180 de grade. De ce Z plus T? Eu am scris după tine, dar de ce? Ai tu argumente? Da. Z plus T. Unde? Pentru că este același lucru A. Același lucru ca sus. Z plus T. Păi am notat cu Z cine? Cu C, O, D, da? Da. Z plus T fac 180 de grade, de acord. Și Y plus Z egal cu 90 de grade. Y plus Z egal cu 90 de grade. Așa. Și care mi-a spune că sunt complementare. Nu, mai trebuie o relație. Da. Ceva cu T și X. Uite-te pe tablă, în ipoteză. Ipoteza este cea care te derivează. Au D egal cu 2 măsuri. Nu, D egal 2. Y plus 30. Păi da. Deci T egal cu 2Y plus 30. Sigur că da. Ei, acestea sunt relațiile pe care le avem. Numai că dacă X plus Y fac 180,
Z plus T factor 180 se vede de aici. N-are rost să mai luăm pe asta, că asta e subînțeleasă aici. Deci relațiile cu adevărat sunt acestea. Una, două, trei, patru. Deci avem relațiile acestea patru. Da. Și acum hai să vedem cum reușim să le găsim. Pe X, Y, Z și T. Păi, trebuie să fac ceva cu Z-ul ăla, dacă ar putea să-mi locuiesc. Așa. Că în propoziție că ori X plus Y egal cu 180, ori Y plus Z egal cu 90. Stați puțin, păi dacă X plus Y egal cu 190 și Y plus Z egal cu 90, atunci X plus Z cât poate să dea? Deci la X plus Y fac 180. Da. Și știm că X plus Z face 90. X plus Z? Atunci nu X plus Z face tot 90. Dar unde ai tu că X plus Z fac 90? Y plus Z fac 90. Y, păi altceva. Păi nu e același lucru că X plus Z egal tot cu 90. De ce? Pentru că spune că X, Y plus Z fac 90, nu? Da. Și noi avem un unghi de 180 de grade. Așa. Atunci, nu, X plus Z dă tot 90 de grade, că dacă n-ar fi X plus Z, atunci nu ne-ar mai ieși relația. Nu știu ce zic, da. Păi da, hai să vedem, tu te la calcul efectiv, ești acum la îndemână să faci totul. Organizează să iei chestiile de aici. 180 plus Z plus 2Y plus 30. Deci 180 plus Z plus Z plus 2Y plus 30. Bun! Deci aici nu pe X plus Y plus 180. Deci vine atât. 180. Hai să vedem. Plus Z. Plus Z. Plus 2Y plus 30. 2Y plus 30. Egal cu 360. Da. Și acum? Poți să scad. Nu dai două necunoscute. Da, să scad de 180 până 30 ca să scape din ăsta. Și pe aia, da. A, stai puțin. Acolo 2Y cu ăla. Nu pot să scriu ca Z plus Y plus Y. 2Y poți să zicem? Z, Y plus Y. Sigur că da, în loc 2Y. Putem scrie. Și atunci... Și aici poți să zic, pe loc. 180 plus 90 plus Y plus 30. Deci să zic 180. Dar hai să adunăm că pierdem niște timp mai. Uite, și 30 cu 180 face cât? 30 cu 180 face 200. 10 cu 90. Scădem, scădem, scădem. Dar de ce nu vrești 90? Bine, atunci punem. Deci 210, ai zis așa, da? Da. Plus Z, plus Y, plus Y, ca să vadă tot omul, e egal cu 360, zici, da? 300 plus Y. Și acum? 300 plus Y. De ce 300? Că Z plus Y dă 90. A, păi pune de sub Z plus Y egal cu 90. Și atunci... 300 plus Y egal cu 360. Plus Y egal cu 360. Scade 300. Da. Și Y este egal cu 60. Y egal cu 60. Și T este egal cu... Dacă pe Y l-am găsit, T o va fi. T va fi egal cu 60 ori 2 plus 30, 150. 150, da. Z-ul este egal cu 30. Z-ul va fi egal cu 30. X-ul 120. Iar X-ul este egal cu 120. Și cu asta am aflat. Hai să mai vedem încă o dată de ce am avut niște timp morți. Deci nu m-am intrat în ești foarte tare. De ce crezi? Ia, vorbește-mi tu. Unde ți-a părut ție dificil? Ea de la început. Ce? Da? Hai că ne oprim. Am scris relațiile. Relațiile le-am scris pe toate. Da. Cred că n-ai fost destul de atent. Ce înseamnă
suma unui rol expuso, ce înseamnă suplimentare, ce înseamnă complementare, da? Și toate acestea, deci, te făceau să mergi foarte, foarte sigur, dar un pic mai atent. La revedere!